crezi că ăsta te iubește sau crezi că ce crezi? Ce crezi că a văzut la tine, mă? Are foarte mulți bani, crede-mă. O iei apărarea și tu nu știi multe chestii. Ți-am spus că în două zile fac rost de bani. Ceea ce faci acum nu este pentru tine pe viitor. Nu mă așteptam, mersi mult de tot. O să mă bucur din plin de ea. Azi e ziua în care tu trebuie să-mi dai rata, da? Da. Mircea muncește zi lumină. Deci te iubește, îți aduce cadou, te așteaptă cu flori. Știi cum sunt bărbații, că dacă le spui te iubesc, își bagi joc de tine. A, lasă să fie el în limbă după mine. Nu-i mai bine așa? Ridică-te de aici și mergi și vezi ce face ea. Mergi pe urmele ei, băiatule. Bye! Bye! Mi se face pielea găină numai când te-am văzut și când mă uit în ochii tăi. Mă scoate din toate stările astea negative pe care eu le am acasă, mamă. Dar, mami, de ce n-a venit? Te gândești la Alexa, te gândești la ea. Trebuie să luăm o decizie, iar deciziile se iau în familie. Aș vrea totuși să iei în calcul că ar fi bine să se termine cât mai repede. Hai să lămurim treaba. Ce se întâmplă până la urmă? Știți zica la aceea? Băieții buni nu au noroc? Cu siguranță există un sâmbure de adevăr, dar nici nu există rețete care se aplică întocmai. Pentru că fiecare are propriul barometru în aprecierile pe care le face. Ei bine, astăzi veți cunoaște un băiat bun, a cărui viață a devenit un coșmar imediat după ce i s-au golit conturile. Urmărind în continuare episodul de astăzi, vă las pe dumneavoastră să apreciați dacă zicala de mai sus se aplică și în cazul lui. Vera și Mircea Stanciu sunt împreună de 6 ani și au o fetiță, Alexa, de 4 ani. S-au căsătorit din dragoste, dar Mircea aproape că o divinizează pe frumoasa Vera și încă de când a cunoscut-o, i-a oferit acesteia tot ce și-a dorit fără ezitare și necondiționat. Doar că imediat după nașterea Alexei, viața celor doi soți s-a schimbat nu doar datorită responsabilizărilor ca părinți, ci și din punct de vedere financiar. Ce faci, măi, mamă, mă, toată ziua pe telefon? Dă-o încolo de treabă, pe bune! Ce face fata? A dormit? Bineînțeles! Ce, Doamne iartă-mă, dar tu chiar numai pe telefon, pe telefon toată ziua, măi, Vera? Păi, am și o pauză. Ce vrei să fac? Pauză, dar tu mereu ești într-o mare pauză. Simt nevoia de o pauză. Sunt Vera, am 33 de ani și de meserie sunt farmacist. Sunt Nicoleta, am 55 de ani. Sunt mama Verei și bunica Alexandrei. Mircea unde? Probabil s-a dus să bea. Cum adică? Păi era acasă, mamă, cum unde bea? Ce, păi ce vrei să-l caut cu lupa? Ce vrei? Nu știu unde e. Vera. Nu știu nimic de el. Nici Vera, nu mă interesează. Deci te rog frumos, ar fi cazul să te implici puțin. Ce să mă implic, mamă? Mamă. Gândește-te că este soțul tău. Ce soț, mamă? Nu mi se pare corect să-l lași să bea. Bun, trebuie să fii alături de el, am înțeles. Aveți o stare tensionată, nu știu, simt ceva. Tensiune între voi, nu e ok. Deci te rog, Vera, mobilizează-te, mamă. Din păcate, nu este cea mai bună perioadă pentru mine acum. Ginerele meu, fiica mea și nepoțica Alexandra s-au mutat la mine. Au pierdut tot. Nu mă simt deloc bine în situația asta. Însă sunt tânără. Am toată viața înainte. Și dacă ar fi să fac alegeri, cu siguranță voi face alegeri mult mai bune. Încerc să stau de vorbă cu el. El deja duhnește băutură de la 5 metri. Și să mai ardă și de tandrețuri. Nu, mersi, prefer să mă duc să mă odihnez decât să stau de vorbă cu el. Vera, mamă, ceva îl determină să consume alcool. Dar tu trebuie să fii persoana, da? Cum e cu... Lasă-l, Doamne iartă-mă, de telefon. Vera, te rog frumos. Ți-ți arde de râs? Am și eu treburile mele care mă fac mai fericită decât problemele de acasă. Care treburi? Ar trebui probabil să fii puțin mai ocupată tu ca să nu mai ai altfel de treburi. Cu da? Ce să mă ocup? Păi uite, de exemplu, eu mă ocup de casă, de copil, adică vă las un pic de libertate și vouă, dar totuși vreau să fie alături de el. Vera, 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 cu tine vorbesc. Dar da. Cu cine tot schimbi? Cu prietena mea cea mai bună, mamă. Mă scoate din toate stările astea negative pe care eu le am acasă, mamă. Mă rog la Dumnezeu să vină timpul să-și ia și ei casa lor. Să se îndrepte lucrurile între ei. Dar, din păcate, pe zi ce trece, căsnicia lor se destramă. Până de curând am avut o viață lipsită de griji.
Soțul meu a avut o firmă pe care a pierdut-o. Și acum suntem nevoiți să rămânem la mama. Vera, tu uiți cum erai când aveați firma? Deci, care era? Deci, ce făceai tu toată ziua, Vera? Bine. Achiziții. Stai puțin. Stai puțin, Vera. Uite așa era. Uite așa peste tot. Uite așa. Nu conta cât costă, de unde, ce firmă, ce. Deci, chiar nu avea nicio relevanță. Totul era undeva călcat în picioarele tale. Despre ce vorbi? Poate și tu l-ai împins la starea asta. Deci a ajuns la disperare omul ăsta. Tu te-ai gândit? M-am gândit doar că el mi-a permis să fac cumpărături, să mă răsfăț. Măi, gândește-te că în orice familie există o limită. Nu-i place să-i scot ochii, dar ea știe că am dreptate. Îl găsește țapi spășitor doar pe Mircea, dar și are o parte din vină. Mama îl vede cu alți ochi pe Mircea și asta mă deranjează îngrozitor. Iar trebuie să țină cu mine, nu cu el. Îi iei apărarea și tu nu știi multe chestii. Vrei să știi că eu sunt nefericită? Tu poți să stai cu un om ca el? Nu l-ai văzut cum este el ca om, de fapt. Și cât de mult s-a schimbat. Și ce face acum? Măi, stai puțin, am simțit că ceva este în regulă între voi și simt tensiunea dintre voi. Dar totuși, și la bine și la rău, da? Este nevoie de doi. Mircea a încercat să se îmbogățească peste noapte. A făcut niște prostii. Iar până am aflat eu, era deja prea târziu. S-a dus totul de râpă. Nu așa îmi închipuiam eu anii bătrâneții. Dar asta e. Îmi duc crucea. Îi ajut și eu așa cum pot. Vera, ce vrei până la urmă? Mamă, știi ce vreau eu? Bani vreau. Muncesc mult ca să putem supraviețui. Pentru că soțul meu nu mai este în stare de nimic. Și știi ceva? Mă răscolește subiectul ăsta, iar eu în momentul de față vreau doar să mă relaxez. Pe telefon, discutând cu oameni care îmi dau o stare de bine. Mulțumesc, mamă, pentru înțelegere. Noua stare de fapt din viața ei o nemulțumește pe Vera în așa măsură încât nici măcar mama ei nu-i mai intră în grații. Tânăra soție își pierde buna dispoziție doar atunci când se aduce vorba despre soțul ei. Ea se pare că nu îl poate ierta pentru că a fost nesăbuit și a pierdut tot. Da, alo. Sunt Mircea, am 35 de ani și lucrez în asigurări. De ce mă fac să trec eu prin stările astea? De liniște. Ți-am dat o grămadă de bani. Am avut încredere în tine. Ai fost în decuvânt. Și acum ce facem? Ai venit, ai luat a doua oară de la mine și când s-a apropie scadența, mă eviți. Păi stai că mai sunt două zile până la scadență, nu? E adevărat, mă sunt două zile, dacă nu mă suni să mă arunci, că ai panică, urmează să ne vedem. Nu așa am vorbit. Da, am luat bani de la cămătari în ideea de a mă pune mai repede pe picioare. Nu mă simt deloc confortabil să locuiesc cu soacra mea. Ce ți-am cerut eu, Mircea? Să fii serios. Da? Atât. Vreau să fii serios, ca să nu ne supărăm. Știi că sunt serios, dar ștara trecută ți-am plătit la timp, nu? Dar nici trecea în impresia că mă eviți. Soția mea este foarte supărată pe situația asta și nu i-am mai spus despre acțiunile mele. Nu vreau să o îngrijorez. Mă eviți, Mircea? Nu te evit, doar că mi-am luat al doilea job, am încercat să bag bani în ceva, să fac, să salvez ceva și... Da, în două zile o să ai banii până la scadență, stai liniștit. O să am banii la scadență? Da. Da? Îmi garantezi asta, da? La fel ca și data trecută, știi că sunt băiat serios, nu? Faptul că am pierdut tot este un șoc și pentru mine și pentru soția mea. Dar trebuie să ne regăsim și să o luăm de la capăt. Bă, nu vreau să ne iei Dumnezeu. Dar trebuie să mă înțelegi și pe mine. Că da. Sunt banii mei în joc. Când dai banii, te avea de suferit. Și ți-a asumi asta, da? Te înțeleg, nu vreau să ajungem la asta, doar că de data asta ți-am zis, nu vreau să, n-am vrut să știe nevastă, am încercat să fac eu ceva și... Ce? Dar... Nevastă asta nu știe că ai luat bani? Nu știe de data asta, că am luat eu pentru mine, să încerc să salvez ceva. Am mai făcut un împrumut la cămătari, nu este prima oară, dar trebuie să ies din situația asta, pentru că simt că îmi pierd familia. Ți-am spus că în două zile fac rost de bani. Așa să fie, două zile. Știi că
Da. Și oamenii serioși trebuie să plătească. Nu-mi fac griji că nu am de unde plăti. Peste două zile iau salariu. O să le dau banii. Voi plătiți, îți voi înapoi banii care mi-ai dat. Bun. Sper să fie așa. Da. Bine, Mircea. Dai spor în tot ce faci. Te aștept cu banii mei. Bine, te salut. Împrumut la cămătari? Greșită strategia ta, Mircea, dragă. Încercând să salveze câte ceva din pierderile suferite, Mircea se pare că și-a creat mai multe probleme. Dat fiind contextul, ținem să-i dăm dreptate Verei și să înțelegem nemulțumirea în ceea ce-l privește pe soțul ei. Ce faci, Vera? Vorbeam cu mama. Despre? Ce mai contează? Tu ce faci? Copii, eu mă retrag, am ceva treabă și vă las, da? Bine, mama. Vă pupă, mama. Am crezut în Mircea până la ultimul leu. Am vândut tot ca să salvăm firma. Ce apartament am avut. Era locul unde noi ne simțeam cel mai bine. Te deranjez? Miroși de la o poștă. Erai băut? Mamă, iar încep cu asta. Am băut și o bere, am gustat și o... Asta nu-i miros de o bere. Dar ce crezi, că beau cu navetele? Am băut o bere, ți-am spus. Zău. Da. Da, eu cred că încerc să mă pun la somn. Brusc, așa. Da, la somn. Și ce vrei să fac? Ia zi. Păi, credeam că... Nu știu. Discutăm și noi despre... Ce ne confruntăm, nu? Să discutăm despre... Despre ce? Ia spune tu mie. Despre situația noastră, nu? Păi, ce situație? Că eu muncesc, mă chinui... Și tu iau-te ce faci. Duhnești tot. Hai să nu exagerăm. Dar fără să bei, nu se poate? Nu, da. Putem să discutăm, să vedem cum ieșim și noi din situația asta, că suntem o familie, da? Într-o familie se iau deciziile împreună. Cum facem să ieșim din situația asta în care suntem? Am înțeles. Când am avut bani, nu mai eram o familie. Acum când nu mai avem bani, suntem o familie. Nu, când am avut bani, era totul bine și nu aveam de ce să purtăm discuțiile astea, nu? Și mă evitai, îți vedeai de treaba ta. Eu eram cu copilul și atât. Deci acum vrei să faci invers sau cum? Auzi la el, ce soluții să avem. Păi să găsească el soluții. Că din cauza lui am rămas fără masă, fără casă și cu datorii. Chiar nu înțeleg. Nu știu, ce vrei să mai fac? Muncesc de dimineață până seara, mă duc la două joburi acum. Ce vrei să fac? Că orice aș face simt că nu ți-e de ajuns și de-aia vreau să vorbim, să vedem cum facem. Ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Trag cât pot să... Remedie situația. Nu știu ce se întâmplă cu soția mea, dar la ea nu mai găsesc nici sprijin, nici înțelegere. Mă simt neglijat. Tu crezi că mie îmi convine să stau la mama în casă? Ia spune tu mie. Eu vreau casa noastră, vreau casa mea, să stăm cu copilul. Nu să stau să o deranjez pe mama și să vadă discuțiile dintre noi doi. Totul e cu susul în jos. Am ajuns să mă înțeleg mai bine cu soacră mea, care la început nici nu mă înghițea. Asta e, viața are și urcușuri și coborâșuri. Doar că nu te baza pe femeie. Un bărbat trebuie să se ocupe de casă, de veniturile familiei, nu femeia! Trebuie să facem amândoi ce vrei acum, să-mi iau al treilea serviciu, asta e situația momentan, ce vrei să fac? Care-i problema? Poți să-ți iei și patru joburi. Și? Unde să ajung? La nebun? Unde să ajung? Lasă că ajung eu la nebuni. Eu deja nu mai pot. M-am săturat. M-am săturat să-ți explic zilnic aceleași chestii. Tu nu mă asculți. Vii, duhnești. Ce să discut cu tine? Mie nu-mi place cum miroși. O bere, n-auzi? Ce decât duhnești? Să stau de vorbă cu tine și să vorbesc în gol, prefer să merg să mă odihnesc, să dorm cu fetița și să mă lași în pace. Ați auzit? Vera mi-a dat ultimatum. Decât să stea și să bea, ar fi mai bine să găsească soluții. Că eu nu-l văd bine deloc. Vera, nu vreau să fie un ultimatum ăsta. Suntem o familie. Trebuie să vedem cum facem, ce vrei. Trebuie să facem într-un fel. Exact cum ți-am zis. Acum suntem o familie. Când am avut bani, n-am mai fost o familie. N-ai mai venit să mai stăm de vorbă. Nu te băte tu cu pumnii în piept ca Tarzan. Că tu faci, că tu dregi, că tu ții casa. Că femeia trebuie să stea, să se resfețe, să se plimbe, să-și cumpere haine. Ia uite, și acum ce ești? Vera și-a dorit nuntă și botez de lux. A luat bani din firmă. Oricum din altă parte nu avea.
Dar trebuie să zică sărut mâna mamei mele că ne-a primit. Trebuie să luăm o decizie, iar deciziile se iau în familie. Exact cum am zis. Am obosit. Eu nu găsesc soluții. Eu am încercat să gândesc și pentru tine, dar și ceva nu se poate. Așa că este târziu și vreau să mă pun la somn. Nu mai avem ce discuta în seara asta, cel puțin. De ce te porți așa? Că nu înțeleg. Ce se întâmplă cu tine? Se întâmplă că eu muncesc de dimineață până seara ca o sclavă. Iar eu nu mi-am dorit chestia asta vreodată. Mi-am dorit să am și o viață de prințesă, nu să muncesc. Iar tu poți să mergi liniștit să bei o bere. Că doar de asta ai nevoie în viață. Discuția celor doi soți nu a condus la nicio concluzie. Deși situația în care au ajuns nu este de dorit și o nemulțumește pe Vera în mod vădit, Mircea nu se complace într-o dulce nepăsare, ci încearcă o cale de comunicare cu ea. În plus, are două servicii, iar doamna Nicoleta, la rândul ei, nu doar că i-a primit pe tineri în casa ei cu brațele deschise, dar îi și ajută cu tot ce îi stă în putință. Rămâna, bună dimineața! Dimineața, bună dimineața, mamă! Hai, aloc! Unde e? Unde e Vera? Păi, e 7 dimineața, mama, știi că pleacă de vreme, iar la 7 deja începe. Doamne iartă, m-a plecat deja, mamă. Hai să-ți pregătești și ție... Mircea, o cafea? Da? Da, te rog frumos. Ok, mulțumesc. Uite că am pregătit aici și pentru tine. Bun, și ceva mai devreme și se pregătesc așa și micuței. Nu s-a trezit încă? Încă, încă, trebuie, mamă. Îți fac și un sandwich pentru la serviciu, că dacă tot pleci și... Na. Mulțumesc mult de tot, nu știu ce ne-am făcut. Cu drag. De ce sunt aici? Sunt aici să vă ajut, să fiu alături de voi acum cât aveți nevoie, că așa mi se pare normal, mamă. Îmi imaginez că soției mele este greu să lucreze acum. Ea a fost obișnuită să fie ținută în puf. Eu nici acum nu știu cum au ajuns copiii ăștia așa. Mă rog la Dumnezeu să le fie bine. Asta e cel mai important. Știți, poate că nu vă e chiar comod cu noi pe cap aici toți, dar într-un an, maxim doi, o să fie bine. O să am niște planuri și ne vom muta la casa noastră. Mircea, mamă, să vă ajute Dumnezeu, lasă că totul se va aranja, iar cu mine nu vă creați probleme, că nu sunteți o povară, mamă. Sunteți copiii mei, da? Deci eu voi fi alături de voi mereu, indiferent ce se va întâmpla. Dar asta nu depinde numai de tine. Trebuie amândoi să fiți, amândoi să vă faceți planurile, mamă. Eu am încercat, mamă, soacră, să vorbesc cu ea, dar parcă mă evită. Știu că e supărată pe situație, dar nu vrea să găsim cale să comunicăm, să... Mircea, mamă, ascultă-mă. Din toată sărăcia, mamă, înțelegi? Trebuie să găsim o posibilitate împreună. Uite, o să vă ajut. Vedem cum o face, da? Să plecați undeva împreună. Voi amândoi. Da? Doar voi doi. Weekend undeva, vedem. Vedem cum și ne descurcăm. Pentru că trebuie să aveți și voi timp doar pentru voi. Eu vă înțeleg, tu crezi că pentru mine este ușor, deci ți-am spus, nu-ți crea problema că sunteți o povară pentru mine, că stați pe capul meu. Eu sunt alături de cea mică. Cea mică are nevoie de amândoi, da? Iar pentru asta, voi trebuie să luați deciziile împreună, mamă. Și o să fie bine. Mama soacră mi-a dat o idee genială. Din toată sărăcia, am să-i fac o surpriză soției mele. Ea spune mai multe lui Mircea, dar nu vreau să-mi iau în nume de rău. Totul depinde numai de el. Să rămână, mamă, soacră, mulțumesc. Eu plec să mă îmbrac, îmi fac un duș și... Bine, mamă, treci la bucătărie, le iei tu și... Așa cum toată lumea își dorește să trecem peste perioada asta, și eu îmi doresc. Dar trebuie să mai am răbdare. Copiii ăștia chiar au nevoie de timp împreună, pentru că undeva s-au pierdut. Bună dimineața! Nața, prințesa lui bunii! Hai, pupă mama fata, hai stai acolo, uite, mama e ți-a pregătit aici, bunii, bunii, bunii. Unde-i mami, unde-i tati? Păi unde să fie? Au plecat la serviciu deja mama, da? Deci mami a plecat prima, așa, și acum uite, pregătesc lui tati al doilea sandwich și pleacă și el, da? Și tu rămâi cu bunii și plecăm împreună la grădini. Păi de ce nu mă zice tati? Păi nu mai are timp, mă, bunii, mă, nu mai are timp. Nu mai au timp și ei sunt grăbiți. Știi cum e dimineața? Toată lumea se grăbește dimineața, da? Da. Hai, tu acolo ți-a pregătit bunia așa ce-ți place ție, da? Da. Ai văzut că în fiecare dimineață, da? Da. Așa, și fetița o să pape tot, da? Dar mami, de ce n-a venit să-mi spună bună dimineața? Seara nici măcar nu mi-a spus noapte bună. Păi...
Cred că n-a vrut să ne deranjeze. Știi că Bunia are somnul mai sensibil și mă necăjesc așa, știi, când vine ea peste noi și ne strică nouă acolo feng shui-ul nostru, da? Da. Și probabil de asta n-a venit, da? Dar uite, îți promite Bunii că astă seară, când vine mami, da, o să petreacă ceva timp cu tine, da? Da. Și Bunii o să se retragă și o să vă lase așa pe voi, ca fetele. Da? Da. Așa, bun. Micuța Alexa rămâne tot mai mult timp doar în grija bunicii ei, care oricât de mult ar iubi-o, nu poate înlocui prezența părinților ei, în special pe cea a mamei. Bună! Bună, bine! Tu ce faci? Știu că nu mai e mult până să ne vedem, dar mi-era așa dor să te aud încât nu m-am obținut. Mie îmi zici, mie mi-era dor să te aud. Ce faci? Uite, căutam un motiv să mă bag în seamă cu tine și vreau să te întreb cu ce ești îmbrăcată, că aș vrea să mă sortez și eu cu tine. Ah, wow, sunt îmbrăcată casual, aș putea spune, în galben, dacă ai curiozități. Nu prea știu la ce să mă îmbrac acum, dar în ce vreau să mă întreb, să știu ce local alege. Ah. Deci mă inviți în oraș, să înțeleg. De când a venit Alexa pe lume, n-am plecat o zi de lângă ea. Acum e timpul și pentru mine. Ți-a spus și data trecută când ne-am văzut. Nu te las să pleci niciodată. Știi, mâinile mele sunt disponibile. Am înțeles. Da, bate la timpul lor. Dar totuși, o luăm încet. Așa cum ai și spus, pentru că inițial eu am grăbit lucrurile, dar tu mi-ai spus, stai ușor. Vorbele pe care le aud de la bărbatul acesta, nu le-am mai auzit de mult de la soțul meu. Diseară la 7 e bine? E perfect. Dar te grăbești undeva, nu vrei să mai vorbim? Știi, mai am puțină treabă, trebuie să mă văd cu cineva. E bărbat. Nu, stai liniștit cu prietena mea cea mai bună. Dacă ar fi să trăiesc între muncă și casă, cred că mi-aș pierde mințile. Perfect, abia aștept să ne vedem. Și eu abia aștept să ne vedem, scumpul meu. Și eu te pup. Mulți pupici. Pa! Dacă ne amintim noi bine, Vera parcă îi se plângea soțului ei că muncește din zor și până în seară ca o sclavă. Dar ce să vezi, nu pare să fie așa. În schimb, din ce ne dăm seama, are timp să-și programeze întâlniri amoroase despre care are cunoștință doar prietena ei bună, Ani. Bună, fată! Hai! Ce faci? Bine! Uite că cade și geanta. Până aici, în spate, că e plin la mine. Ce faci? Bine, am atâtea să zic. Aoleu, hai că începem. Ce s-a întâmplat, fată? Ce ai făcut? Bine. Ștefan? Să spun. Da. Mamă, aia, ia zi, hai că m-ai făcut super curioasă. Ia zi, ce s-a întâmplat? Ce vrei să afli? Tot, vreau să știu tot ce ați vorbit, cum merge, în ce stadiu sunteți. Este foarte siropos, îmi vorbește frumos. Ok, așa. E total opusul lui Mircea. Cred că orice bărbat din lumea asta e total opusul. Dar știi ce sper eu? Să nu joace un teatru. De ce ai crede asta? Acum nu știu. Și ghiși ce? Diseară. Mă văd cu el. Vai, fata, ce nebună ești. Vai, deci cât îmi place. Deci te ador, perfect. Mă, eu știam că voi sunteți făcuți unul pentru altul. De când l-am văzut, știam că voi vă potriviți perfect împreună. Deci dacă nu te băgai tu pe el, crede-mă că băgam eu. Sincer. Nu mă așteptam să am eu curajul ăsta să fac chestia asta vreodată. Adică am zis că nu e normal pentru mine, însă nevoia te învață, te împinge. Știi vorba aia? Nevoia, necesitățile și ești și tu tânără, ai un viitor în față. Nu poți să stai cu plegul ăla de bărbat tu. Serios acum. O știu pe Vera din facultate, dar prietene bune suntem de câteva luni de zile. Asta pentru că a venit la mine și mi-a cerut ajutorul. Și ce puteam să fac? Trebuia să o ajut, că doar suntem oameni. Nici ea n-a avut o viață ușoară. Așa că ea mă înțelege cel mai bine. Și sunt recunoscătoare pentru că m-a ajutat foarte mult. Eu cred că merit mai mult, sunt frumoasă, trebuie să fiu prețuită. Normal. Și vorba aia, știi ce stau să-l întrețin pe el? Până la urmă, exact. Bărbatul trebuie să aducă bani în casă, să întrețină o familie. Nu, el stă toată ziua una alta. Exact. Nu pot să plăm nicio discuție cu el. Mai spune de Ștefan, cum e așa, cum e chimia dintre voi?
am impresia că e ireal totul. Nu știu, nu am mai pomenit un bărbat să vorbesc atât de frumos, să se comporte atât de frumos. Și parcă spune din suflet. Păi așa trebuie să fie un bărbat. Încă, știi, sunt puțin reticentă. Adică, dacă e doar așa la început, știi, să mă cucerească nu și după e, aia... Măi, nu e, eu ți-am spus, Ștefan e un băiat foarte bun și tu te potrivești perfect cu el. Gândește-te, ai și tu nevoile tale de femeie. Tu ești frumoasă, ești inteligentă, ești o fată cu minte. Nu ești ca puștoaicele astea din ziua de astăzi. Mama și Mircea știu că eu sunt la serviciu. Ei nu trebuie să afle ceea ce fac eu. Și așa trebuie să rămână. Vera este fată deșteaptă, frumoasă și sunt aproape sigură că va ieși din mocirla în care se află. Crezi tu că el e genul de bărbat constant și în declarații da, și în da, fapte? Da. Nu doar la început să mă cucerez. Nu, nu, nu. El este bărbatul perfect pentru tine. Crede-mă pe cuvânt. Unde naiba găsești așa ceva? Adică cum să mi se întâmple mie chestia asta? Am și eu secretele mele. Și mai ales acum. Oricum, situația e complicată, însă... Nu mă las, sincer. Complicată, de ce? Păi știi cum, la casă, nu putea să fie el de la bun început. Știi cum e, un bărbat adevărat vine mai târziu ca să te înveți o lecție. Da, eu fac o chestie morală acum, pentru că, na, sunt într-o căsnicie, ce-i drept nefericită, dar... Sincer, am și o nevoie să fiu presuită, fericită, respectată, simt nevoia de afecțiune, păi când vine acasă... Nu-l găsesc pe ăla decât băut? Ce discuție să porcă? Păi, miroase? Fata. Deci nu-ți mai spun că miroase? Ce cred? Deci... Eu n-aș putea să stau o zi. Dar păi cât timp ai stat tu cu el, eu n-aș fi putut rezista, serios. Când Mircea a rămas fără bani, mi-a fost foarte greu să mă adaptez noului stil de viață. Însă Ami mi-a întins o mână de ajutor. Ce-i drept, muncesc puțin, dar câștig bine. Și spune puțin despre el, vă potriviți așa... Mă, eu zic că da, lucrurile se îndreaptă în direcția aia bună. Așa. Adică, modul... În ne vedem, luni... urmează să ne vedem și aș cam vrea, da, în câteva luni, nu că într-un an, doi, în câteva luni... Nu, fătă, trebuie să pui mâna pe el neapărat. Trebuie să-l agăți să îți pună inelul pe deget. Da, cum zici tu, da, în câteva luni promit că îl voi face să mă ia de nevastă. Și atunci voi pune punct relației cu Mircea, relației, în propriu spus. O căsnicie... eșuat, oricum, din toate punctele de vedere și promit eu că o să fie așa cum îți dorești și tu. Mă rog, da, cum vrei să fie bine pentru mine. Da. Mă bucură faptul că Vera vorbește numai despre Ștefan și are ochi numai pentru el. Că restul bărbaților trebuie să ne rămână nouă, celor singure. Fată, deci sunt mândră de tine, sincer. Chiar... Uzi. Pornește mașina, pentru că avem atâtea lucruri de discutat. Da, le putem discuta și în mers. Iartă-mă, deci m-ai captivat așa cu toate lucrurile astea și toate noutățile. Mi-a propus să mă relaxez și așa vreau să facem. Foarte bine, foarte bine. Și haide... Mergem la un suc sau la cafea? Hai la un suc. La un cafea suc, mai târziu. Că... Ce ai vorbit până acum cu el? I-ai spus că ai un copil. Cum să-i spun că am un copil? Ești nebună la cap. Eu sunt pregătit să aștept. Dar dumneavoastră știați de tura asta dublă a lui Vera? Că eu nu. Eu sunt între două luni diferite. Dar nevastă-ta și cu aia mică s-ar putea să aibă de suferit. În halul ăsta ai ajuns? Dar de când și până când mă urmărești? Acum te-a găsit pe tine, tataie. Ce nu? Ți-am spus din localul ăla. Eram eu bea, dar nu sunt prost. Știi care ar fi fost rolul tatălui? Să aducă el banii, nu eu. Păi nu te ajut eu, măsură mea. Pe cum se fac banii? Foarte ușor și repede. Știi ce face Ștefania? Nu, te rog, nu asculta! Nu asculta ce spune! Legământul căsătoriei nu mai are nicio semnificație pentru Vera. Ea și-a pierdut interesul pentru Mircea. În schimb, toată atenția și interesul ei se îndreaptă acum asupra unui anume Ștefan, pe care iată că avem ocazia să-l cunoaștem și noi. Bună! Bună! Ce faci? Mă bucur că ai ajuns. Bine, nu ne-am asortat, însă... Ia un loc, ne asortăm la sentimente, cred. Asta da, nu contest. Asta e pentru tine. Cât de frumos! Este. Și să știi că m-am chinuit să găsesc culoarea asta pentru că am vrut să simbolizeze faptul că e o dragoste curată, frumoasă, dar și cu irizații roșii, adică cu pasiune. Însă culoarea de bază între alb și roz să fie nevinovat, pur, așa de viitor, curat. Mulțumesc, suflet. Am 45 de ani, sunt un om de afaceri împlinit și realizat, dar încă nu mi-am găsit dragostea. Ștefan,
Este un bărbat tare generos. Este tandru, se comportă frumos cu mine. Este bărbatul pe care mi l-am dorit toată viața. Dar nu mi-ai spus cu ce ocazie ieșirea asta. Păi, ne trebuie vreo ocazie specială ca să ne vedem într-un loc intim, într-un loc frumos, să fim împreună, să ne privim, să ne vorbim, să ne spunem ce simțim unul față de celălalt. Nu, doar că tu ești mai pragmatic. Draga mea, ți-am spus așa printre rânduri, dar o să te fac să înțelegi. Da, sunt un tip serios, sunt un tip pragmatic, pentru că n-aș fi ajuns unde sunt acum dacă nu eram pragmatic. Însă viața nu se rezumă numai la a fi calculat, ci pragmatic. Iar tu ești elementul cel mai frumos din viața mea. Mi-ai dat lumină, culoare, mi-ai dat pasiune și sentimente. Uite, mi se face pielea găină numai când te-am văzut și când mă uit în ochii tăi. Da, nu mă așteptam să mă complimentezi atât de mult și mai ales că n-am mai auzit vorbele astea de mult... de mult. Adică n-am crezut că mai există un om ca tine. Pe Vera o cunosc de 2 luni de zile și, sincer să fiu, femeia asta m-a transformat, m-a dat peste cap. Nici nu mă așteptam că pot să mă simt așa și pot să fiu astfel. În sfârșit, mă simt și eu femeie, nu lângă Mircea, care nu a înțeles că o femeie nu se ține cu iaurt și cu semințe. Să știi că mingea e în terenul tău, depinde doar de tine și de cum rezolvi problemele ca să putem fi împreună și să ne gândim la ceva frumos, să construim, să... plecăm ca doi îndrăgostiți așa în viață. Eu sunt între 2 lumi diferite. Acasă sunt total nefericită, iar aici am parte de ceva ce nu am crezut vreodată că o să am. Vorbe frumoase, calde, bunătate, maturitate, înțelepciune. Da, eu nu sunt atât de fericită pentru că mă lupt cu divorțul, cu ceea ce am acasă, problemele, de altfel. N-aș vrea să-ți consum energia și strălucirea asta pe care o ai tu ca o femeie superbă, o femeie plină de pasiune și de iubire, gândindu-te la nereușite, la eșecul căsniciei tale. Chiar nu vreau. Aș vrea totuși să iei în calcul că ar fi bine să se termine cât mai repede. L-am mințit puțin și pe Ștefan. Însă nu e o minciună atât de mare. E doar o chestiune de timp până voi scăpa de Mircea. Până la vârsta asta m-am distrat destul și am avut destule relații. Însă cu Vera, sincer, aș vrea să construiesc o relație serioasă și să mă așez la casa mea. Pentru că, la urmă, orice bărbat își dorește acest lucru. Aș vrea să avem un viitor împreună, că vreau să știi lucrul ăsta, că sunt fericit când te văd, sunt fericit că existi, sunt bucuros că ești lângă mine. Vreau să fiu cât mai mult lângă tine, știi? Și mă doare să aud că tu spui că n-ai primit cuvinte așa frumoase. Tu ar trebui să fii complimentat în fiecare zi. Tu ar trebui să te gândești numai la lucruri frumoase. N-ar trebui să-ți consumi energia pe, nu știu, a fost poate ceva urât în viața ta, aș vrea să se termine, aș vrea să terminați frumos, adică să nu-ți creeze probleme, pentru că eu vreau să vii curată și cu speranță și cu, nu știu, cu încredere în mine și în relația noastră. Sunt surprinsă că tu ai răbdare și că mă înțelegi. Că eu când plec de aici, ajung în partea cealaltă, cu toate că-s nefericit. Cum poți pune capul pe pernă gândindu-te că încă nu mi-am terminat socotelile? Mi este greu, însă mă gândesc că e vorba aia veche, cu răbdarea treci marea. Am fost proastă odată, însă acum m-am deșteptat și am să-mi văd de planurile mele. Mie nu prea îmi stă în fire să intru în încurcături. Cunosc situația Verei, dar nu m-aș fi combinat niciodată cu o femeie căsătorită sau cum e ea în pragul despărțirii. Însă chiar m-a dat peste cap și acum am răbdare. Eu sunt pregătit să aștept. Eu am așteptat o viață întreagă să-mi apară o femeie așa ca tine și nu mi-a apărut. Și crezi tu 100% că eu aș fi cea potrivită pentru tine? Știi cum e? În primul rând îmi doresc să fii tu cea potrivită și mă hazardez să spun că ești cea potrivită, pentru că deja am niște anișori și îmi dau seama ce-mi doresc de la o femeie. Am mai avut și eu niște relații și acum știu că poate-s cuvinte mari, dar tu ești cea pe care o așteptam. Eu înțeleg că printre aceste cuvinte frumoase cred că strecuri și niște minciune. Acum te alinți, îmi convins. Îți dai seama doar că ești o femeie inteligentă și uite, doar când mă privești în ochi, îți dai seama că n-a și avea cum să mint cu așa ceva. N-am să mă arunc în brațele lui Ștefan până nu mă asigur că este bărbatul potrivit. Auzi la ea că îi spun minciuni. Ca să fiu sincer, nici eu nu mă gândeam că o să fiu capabil să spun atât de multe lucruri frumoase unei femei.
Dar ei devine pentru treaba asta. Vreau să mă crezi și, mai important decât atât, vreau să simți. Pentru mine ești specială. Ești omul pe care l-așteptam și vreau să construim împreună o relație de viitor. Vera este complet schimbată în prezența lui Ștefan. Pare o altă femeie. Este mai sensibilă, mai calmă, dar știe și cum să se erigeze în rolul de victimă. Doar în brațele acestui bărbat chipeș și potent financiar își găsește ea fericirea. Cât despre Mircea, el nici nu bănuiește că i-a fost pecetluită deja soarta printr-un divorț, iar în privința micuței Alexa, Vera se pare că a uitat complet să o amintească în discuția cu Ștefan. Of, îngerașul bun, îngerașul meu. Te iubesc foarte mult, da? Ai încredere în bunii. Da. Știi că bunii nu minte. Ce faceți? Da? Oh, uite că a venit tati, da? Hai, fugi la tati. Ce faci? Așa, mă. Ai văzut? Ai văzut? Vorbeam de lup și uite, lupul la ușă. Tati iubește fata, așa. Vezi? Ei, uite, ai văzut? A venit tati cu surpriză la fetiță. Pentru toată lumea. Mulțumesc din suflet, Mircea, dar ce surpriză! Ce mama, două buchete chiar așa? Și asta pentru mami. Super, foarte frumos. Mulțumim mult, mama. Plăcere. Dar cu ce ocazie? Așa e? Să mă mai înveselești pe voi, nu? Mulțumim mult de tot. Ai văzut? Da. Tati ne răsfață pe toate. Ce să-l fie apucat pe Mircea să aducă flori acasă? Nu cumva se simte cum usca pe căciulă și-o fi găsit pe vreuna? Al meu așa făcea, de obicei. Cum își găsea pe vreuna, pa, cu flori, cu cadouri, cu temir ce să... spele rușine. Nu trebuie un moment special pentru a aduce flori. Un semn de mulțumire pentru că există. Vera, să știi că încă nu a sosit mama. N-a ajuns? Nu, încă nu. Mie mi-a spus că o să mai întârzie. Nu da, știu. N-am reușit să vorbesc, am sunat-o și nu. Ok, are, nu știu, ore suplimentare, face o tură dublă, nu știu, ceva de genul ăsta. Dar dumneavoastră știați de tura asta dublă a lui Vera? Că eu nu. Nu știam. Da, Mircea m-a anunțat. Păi, altfel, de unde îți spunem? Nu avem de unde să știu dacă nu m-a anunțat. Eu nu știu nimic, da. Da, nu știu exact ce se întâmplă între voi, dar aș vrea să, nu știu, să comunicați mai mult, mama. Am renunțat la jumătate de tură din al doilea job pentru a veni acasă și a petrece timp cu soția mea. Și ea nu este aici. Doamne, ce se întâmplă cu copiii ăștia? Cum să nu-i spună că face ore suplimentare azi? Unde e comunicarea dintre ei? Eu încerc să comunicarea. Da, încearcă, adică încercați așa să fiți mai apropiați și să vă acordați mai mult timp, nu știu. Cam așa aș face un loc cu tău. Speram să am și eu o seară cu Vera. Sau măcar câteva ore. De mult mă tot gândesc cum să fac lucrul ăsta. Mă duc să pun florile în apă și le pun și pe ale Verei. Cu ce le jucăm? Uite, te-l pus la pe bulgăraș. Pe bulgăraș? Da. Și tu? La pe negruț. Și ce facem? Mai am unul la fel, dar doar că mai mic. E glona lui. Îi ducem la plimbare? Da. Bună, bulgăraș. Bună. Bate palma că vine. Vezi că ai o pată aici. Dip. Am sărit într-o băltoacă. Am făcut poc. Tati, mă poți ce și pe mine mâine în pat, dacă nu plouă? Eu aș vrea să te duc, dar știi, tati îl vreau să lucreze până târziu mâine. Dar uite cum facem, mergem duminică. Da, și o să vină și mami cu noi? Da, dacă nu mai are iar o rotură dublă. Mi se sparge inima în bucăți când o văd pe Alexia cât suferă. Oare ei chiar nu văd? Copiii ăștia chiar nu văd? Dacă tot nu pot să-mi petrec seara cu soția mea, voi sta cu o bere și gândurile mele. Hai mai joacă-ne tu puțin singurică, că mă duc până la bunica să văd cum e cu mâncarea, da? Da. Deci îl las pe bulgăraș aici, da? Da. Micuța Alexa a rămas din nou singură, privind cu tristețe în urma tatălui ei, care la fel de trist și singur, se lasă purtat de gânduri. Orele au trecut la fel și noaptea, iar dis de dimineață, Vera pe grabă abia dacă apucă să schimbe câteva cuvinte cu mama ei. De dimineața. Bună dimineața. Ce faci? Am usat o seară aici. Mă pregătesc să plec la serviciu. Păi, așa, de vreme, în fiecare nață, tu... Păi da, nu trebuie să muncesc? Vera, mamă, trebuie să muncești, dar totuși, ce muncă e asta? Pleci dimineața, dis de dimineață, copilul ăsta nici măcar nu te mai vede, nu mai pe bune. Ce înseamnă păi asta, Vera? Păi la ora asta se deschide farmacia, ce vrei, mamă, să fac?
Vera, gândește-te, copilul are nevoie de amândoi mama. Deci pe taică-su nu-l vede, muncește ăla ca un nebun, da, al doilea job, deci e o nebunie ce e între voi. Tu la fel, pleci dimineața, vii seara târziu, deja Alexa mă întreabă, bunii, ce se întâmplă, da? Dimineața mami nu mă mai pupă, nu și-a la revedere, nu mai văd pe mami, nici seara, pe tati la fel. Deci gândiți-vă și voi, mamă. Mama, trebuie să muncesc, adică nu mai pot să mai lucrez în schimburi, trebuie să lucrez full time, full time, full time și sunt plătită extra, pentru că... Na, eu aduc grosul în casă. Ce să facă, domnul? De vera, te rog. Te rog. Hai să nu-i aducem numai lui, știi, acuze. Hai să fim totuși echilibrate, știi? Te rog. Am ajuns să plec mai devreme de acasă să pot să-mi beau cafeaua în oraș. Nu mai vreau să mai văd pe Mircea. M-am săturat efectiv de el. Mircea are două joburi. El când vine acasă, vine rupt. Deci doar se spală și ciugulește ceva, se bagă în pat. Cum poate să spună că nu muncește Mircea? Aveți un copil împreună. Știu asta. Bun, și ce faceți pentru asta? Muncim, muncesc. Eu sunt alături de voi, da? Da. Am grijă de copil, îl iubesc ca pe ochii mei din cap. Dar țin foarte mult și voi, da? Să găsiți un pic, să rupeți din timpul vostru pentru copilul ăsta. Suferă foarte mult. Fata suferă. Da? Și nu înțeleg, eu nu înțeleg programul tău. Du-te, vino, lipsești foarte mult de acasă. Pentru că ți-am spus, mamă, eu nu mai lucrez în două schimburi. Lucrez de la 6 dimineața, pardon, 6, ai 7. Că până plec, până un alta, dar se consideră și 6 dimineața, că deja plec. Da? Și mă întorc seara, pentru că asta e, plus că mai vine Marco, plus că mai avem un inventar, mai lipsește ceva, eu sunt responsabil acolo de toate, bineînțeles. Știi care ar fi fost rolul tatălui? Să aducă el banii, nu eu. A apucat-o și pasta să facă ture suplimentare și de copil a uitat cu totul. Ce tot îl ridică mama în slăvi atâta pe Mircea? El este un incapabil, iar eu nu-l mai vreau. Pe mine mă doare sufletul de fată. Fata suferă foarte mult. Din cauza deci cui, mă? Simte... Pardon, și ce facem acum? Ce din cauza facem? Cui suferă copilul? Păi bine, și dacă taică-su nu e lângă fată, tu ce faci? Eu muncesc. Fugi? Nu, eu muncesc, mamă. Pentru copil, pentru noi. Nu, pentru că eu nu mai vreau să mai stau mult aici, mamă. Vreau și o casa noastră, intimitatea noastră. Cât vrei să stăm pe capul tău? Sunt de acord cu tine. Păi da. Atunci lasă-mă, mamă, să plec. Pentru că trebuie să mai las serviciu. Și așa e târziu. Am pierdut 5 minute discutând problemele astea pe care tot ți le explic de ceva vreme și tu ții tot cu el. E clar că se întâmplă ceva, cu Vera în special. Ea nu se purta așa de rece cu Mircea. Soțul meu deja a avut a doua șansă și n-a profitat deloc de ea. Iar acum eu îmi văd interesul. Vera, te rog, așteaptă puțin, te rog. Tu crezi că sunt eu proastă? Chiar de proastă mă crezi tu pe mine? Adică? Ascultă-mă. Deci eu simt că între voi se întâmplă ceva, da? Deci și cu tine, în mod special cu tine. Deci te rog foarte mult să te gândești foarte bine, aveți un copil împreună. Deci eu nu vreau ca acest copil să sufere. Deci gândește-te foarte bine, găsiți timp, da? Să vă petreceți timpul împreună cât de cât și să puneți cap la cap toate problemele care le aveți, să le rezolvați, da? Deci te rog foarte mult. Deci eu nu vreau această căsnicie a voastră să se ducă de râpă. Auzi, mamă? Tu ce vrei? Să-l dedăcesc pe Mircea? Ce vrei să fac acum? Eu trebuie să scot familia asta din mocirlă. Din mocirla în care Mircea ne-a băgat. Iar chestia asta presupune muncă. Nu. Trebuie să merg la muncă să fac bani și dacă întârzii o să pierd bani. Te Vera, pui? Nu numai Mama. Mircea e de vină. Vera! Nu se poate discuta cu ea. Spre disperarea mamei ei, pe Vera nu o mai preocupă nici salvarea căsniciei și nici propriul copil. Ea are alte planuri și gânduri ce nu implică familia. În schimb, au legătură directă cu Ani, care de câteva luni este o prezență constantă în viața Verei. Bună, ce faci? Scuze că am întârziat. Hai, stai liniște. Da, ce s-a întâmplat? De ce ai întârziat? Că tu de regulă de la muncă ești la ore fixe. A venit Marfa și a trebuit să stau peste program. Lucru care deja mie nu mai îmi place. Nu, vă sunt foarte obosită și cred că încep să mă plictisesc. Păi și ce ai de gând să faci cu jobul ăsta? Am stat mai bine și m-am gândit. Cred că o să fie part-time, știi, ca să am de unde pleca de acasă, știi? Dar tot ceea ce fac eu acum e bine, mult mai bine. Am simțit că nu trebuie să o ajut pe Vera, că ceva nu este în regulă cu ea.
dar am zis să o fac și totuși acum simt că mi-ascunde ceva, dar nu știe cu cine se pune. Ani e cam băgăcioasă, vrea să știe ea tot. Stai puțin, că nu s-a năspovedit. Ceea ce faci acum nu este pentru tine pe viitor. Tu ești o fată cu minte la locul tău, nu ești pătată. Eu îți spun asta pentru că lucrezi de atâta timp, dar nu este pentru tine. Dar mai mult îmi place așa, adică pe bune. Eu știu că îți place, dar... Am ce să-i ofer copilului, pentru că e primordial, știi, să ai ce să-i ofer copilului. Că dacă cel de acasă nu-ți oferă nimic și el... Da, chiar, hai, lasă cu ăsta de acasă. Ce mi-ai făcut cu Ștefan? Cum e? Cu Ștefan? Da, da. Wow! N-am cuvinte să-ți spun cât de bine mi-e cu el și cât de bine mă simt. Adică t-a merge cerut? Bine? Nu, fată. Vreau să spun că merge bine și pe plan sentimental, stai, financiar. Cum adică nu te-a cerut? Stai puțin nu, că... Nu, fată. Păi și tu ce faci? Ce aștepți? Era planul. I-am bătut apropouri, dar ce vrei acum să... Apropouri? Fii și tu mai convingătoare, nu știu, găsește soluții. Ce ai vorbit până acum cu el? I-ai spus că ai un copil. Cum să-i spun că am un copil? Ești nebună la cap. El vrea copilul lui cu mine. Nu cred că vrea și copilul meu. E mai complicat cu el. Eu am stat mai bine și m-am gândit am să-i spun de copil. După ce sunt eu convinsă că voi fi a lui, mă va cere de nevastă și voi rămâne sărcinată. Păi atunci chiar nu are ce să mai facă. Nici n-are cum să mă lase însărcinată. Mi se pare că tragi de timp. Vera ar trebui să-mi pupe și mâinile și picioarele pentru câte am făcut eu pentru ea. Pentru că numai eu i-am făcut lipeala cu Ștefan. Una e una, alta e alta. Ce-i drept, m-a ajutat. Dar știți ceva? Munca eu o fac. Așa că nu sunt datoare să-i dau explicații. Spune-mi, te rog, ce ai spus până acum? De ce nu ți-a făcut încă propunerea? Nu înțeleg, trebuie să mai fie ceva la mijloc. N-are cum, e imposibil. Deci bărbatul ăsta e tot ce-ți trebuie ție. Nu poți să mai aștepți. Dacă află bărbatul? Nu află că el e în lumea lui. El bea toată ziua, stă toată ziua acasă, nu face nimic decât să bea, să trândăvească. Nici nu-l interesează de situația noastră financiară, că suntem pe muchie de cuțit. Nu-l interesează că avem un copil de crescut. Lasă că muncește fraiera. Știi, muncește fraiera, se duce. Aduce banul în casă, eu beau. Că asta știe să facă. Ok, tocmai de asta. Ce aștepți tu? Trebuie neapărat să pui cât mai repede mâna pe Ștefan. Mie nu-mi place când cineva se bagă prea mult în viața mea. Iar Ani are impresia că mă are cu ceva la mână. Însă nu e chiar așa. Dacă Vera crede că mă poate face pe la spate, se înșeală amarnic. Să-i spun te iubesc și toate alea și... Îi spui și tu că îl iubești, că tot ce trebuie. Știi cum sunt bărbații, că dacă le spui te iubesc, își bagi joc de tine. Hai, lasă să fie el în limbă după mine. Nu-i mai bine așa? Nu e mai bine pentru că încă nu te-a cerut. Și dacă îi spun te iubesc, crezi că mă va cere? Măi, trebuie neapărat să faci orice, trebuie neapărat să te ceară. Tu n-ai înțeles un lucru, eu i-am bătut apropouri, da? Știi cum sunt bărbații, până le rumegă, până le analizează, poate își dă seama că eu chiar îmi doresc... Bărbații sunt proști, femeile fac bărbații, din totdeauna, de când e lumea asta și pământul, femeia a îmbrobodit bărbatul. Da, am înțeles. Ce i-ai spus? A promis că o să-l facă pe ăsta să o ceară de nevastă. Și ce a făcut până acum? De ce nu s-a întâmplat asta? De ce? Fiecare își vede interesul în viață. Și am să fac în așa fel încât să nu mai știe ea tot despre viața mea. Nu știu, eu am senzația că tu mi-ascunzi ceva. Nu ți-ascund, doar că sunt epuizată psihic și foarte obosită. Și de fiecare dată noi când ne întâlnim, ai făcut un obicei să ne stăm în mașină și să discutăm. Putem să discutăm și mers sau la un suc, sincer. Da, scuze, dar... Eram așa emoționată, voiam să știu ce s-a întâmplat, pentru că de câteva zile n-ai mai vorbit despre el și de asta, ce vrei să spun? Hai să mergem acum. Și da. Discutăm, te rog eu din okay, suflet. Bine. Apar tot mai multe necunoscute în prietenia Verei cu Ani, lucru ce ne intrigă. Ce devine și mai curios este că le vedem intrând în curtea unei vile și, deși orele trec, ele nu mai apar. Până la un moment dat când... Dacă Vera crede că eu sunt proastă și nu-mi dau seama că ea pleacă din camera de lângă mine cu șeful, se înșeală amarnic. Oare la ce se referă Ani și ce caută Vera în prezența acestui bărbat? Un lucru însă ne este clar. Ani pare de-a dreptul revoltată de ceea ce se întâmplă.
Ai bărbat, ai amant și acum îl vrei și pe omul de care sunt eu îndrăgostită? Nu te-ai pus cu cine trebuie. Scuzată ne fie exprimarea, dar se pare că nici Mircea nu s-a pus cu persoana care trebuie, din câte observăm. Așa că nu ne grăbim. Lasă-mă, pierzi tu autobuzul. Vino încoace că avem ceva de vorbit noi. Te mă duc la servici. Păi banii mei. Păi ți-i dau. Două zile, nu mai avem două zile. Ce două zile, mă? Azi e ziua. Azi e ziua în care tu trebuie să-mi dai rat. Când iei bani cu prumut, e bine să te gândești să-i dai și înapoi. Nu să fugi de responsabilitatea asta. Am atât de multe gânduri și atât de multe datorii încât nici nu mai știu de la cine am luat bani împrumut. Nu, tu n-ai înțeles că o stă treaba. Băi, azi e ziua în care tu trebuie să-mi dai rata, da? Da. Dacă erai la bancă, ce se întâmpla? Veneai și îți lua casa. Da, nu crezi că poți să mă păcălești pe mine? Nu, crezi că mă e de maimuțui? Ai venit la mine plângând că ai nevoie de bani, că vrei să salvezi familia. Te-am considerat om de încredere. Ți-am dat bani. Nu puțin. Și acum fugi de mine. Da, mi-am luat al doilea început. Uite, acum am de ce nu mi-ai răspuns la telefon? Păi nu vezi, am fugit pe ploaia asta, acum am plecat, am plecat asta. De la de unde am ajuns tu? Eu să vin după tine să-mi iau banii mei? Cum să nu beau dacă prin astea trec zi de zi? Am fost destul de îngăduitor, dar acum nu mai acceptam mâna. Îmi vreau banii înapoi și cu dobândă. Mai lasă-mă și mine două zile, te rog. Două zile? Da, două zile, da, că nu te mai las două zile, doar că va trebui să-mi dai dublu. Păi sumă. Așa a fost și acum, eu când mai ți-a chidat-o, dacă tu îmi pui dublu. Păi și la bancă, dacă întârzi cu rata, îi spun dobândă. E normal. Când să-ți mai achizi datoria, dacă tu vrei dublu, ți-am dat săptămâna la trecută, păi mi-a achizi datoria la timp și atunci nu o să mai fie nevoie, păi să-mi dai dublu. Mai lasă-mă acum două zile ca nu să te mai las... să ne strângem palma, să-mi achizi datoria. Ai dreptate, te las două zile. Cu tine lucrurile merg cu forță, să pare. Două zile, dublu, fără comentarii. Păi de unde și dacă în două zile nu-mi dai banii, știi unde stai, la măta soacră, dar n-am treabă cu baba. Stai liniștit acasă la ea. Nu pot să iau ei casa, că e ei. Dar nevastă ta și cu aia mică, s-ar putea să aibă de suferit. Mai bine stăteam în banca mea. Nu trebuia să iau bani de la omul ăsta. Mai bine luam de la bancă, chiar dacă dura mai mult până când îi luam. Mircea și-a complicat viața în felul său, însă nici Vera nu se lasă mai prejos. De unde vii la ora asta? Cum adică de un... cum adică să mă întreb de așa ceva? De la muncă, cum? Vera, crezi că sunt proastă? De unde vii la ora asta? De la serviciu? Stai puțin, dar eu credeam că dormi acum. Cum să dorm? Cum să dorm? Am văzut ce s-a întâmplat afară. Cine e individul ăla? Mă urmăresc sau ce? Poftim, te urmăresc? Vera, cine e ăla? Nici ceea ce pare, e un coleg de serviciu, cum adică? Bun, și cu un coleg ai astfel de... pe bune? Ce ai ți se pare? N-ai băi, tu ce faci? De mult, pe bune? Nu, Vera, tu îți dai seama ce vorbești în fața casei cu ăla? Te pipăia peste tot? Cum să mă pipăie? Băi, omul, unde m-ai văzut? Vera, tu pe mine mă prostești, am văzut, eram la fereastră. Ce-ai văzut, mamă? Dar ce să văd unul călare pe tine pipăindu-te, tu realizezi ce faci, te văd vecinii, te... Băi, în fața casei e posibil. Cutra bătrână. Și-a dat seama că e ceva neregulă cu mine și s-a pus să mă urmărească. În halul ăsta ai ajuns? Dar de când și până când mă urmărești? M-ai mai urmărit pe undeva? Vera, așa te-am crescut. Dar este un coleg de serviciu și în primul rând nu mă pipăia. Băi, tu mă prostești în față, adică tu crezi că eu sunt chioară? Zău, deci... Vera, deci dacă am tăcut până acum, asta nu înseamnă că eu nu știu ce se întâmplă. Și nu am simțit ce se întâmplă cu tine. Ce despre se ce vorbim? Despre ce vorbim? Simt că se crapă pământul sub picioarele mele. Mai bine muream decât să văd așa ceva. Sper să-și țină gura până o să rezolve situația asta cu Mircea. Că nu vreau să ies șifonată din treaba asta. Te gândești la Alexa, te gândești la ea. Măi, mamă, tu realizezi ce faci, mă doare sufletul să vă văd așa. Ce-ai de gând, Vera? Am de gând să fiu fericită. Poftim și așa? Da, nu-mi place situația în care mă aflu. Băi, tu realizezi bărbatul în casă, amantul afară, ce faci? Nu este amantul și oricum o să mă despart de el, ce vrei să știi? Pe bune da, și... Da, vreau să mă despart de el. Băi, Vera, deci atunci ai... Băi, ai coloana vertebrală și spune-i
băi, asta e, până aici a fost, divorțând și cu asta basta, dar nu așa. O să-i spun. Când, Vera, cât te mai afișezi cu colegul? În caz de n-o să-i spui tu. Vrea să-l lase pe Mircea, care este tatăl copilului ei, care ține la ea cu toată ființa lui. Deci nu se poate așa ceva, eu îmi pierd mințile. M-a mâncat și pe mine undeva să-l aduc pe ăsta în fața porții. De parcă nu puteam să mă opresc două străzi mai încolo. Vera, gândește-te, Mircea muncește zi lumină. Deci te iubește, îți aduce cadouri, te așteaptă cu flori, tot felul de, mă rog, ce poate și el, da, în limita bunului simț, da. cât poate. Ce vrei de la omul ăsta, să-l distrugi? Și pe Alexa la fel, mamă, tu te gândești, mamă, că el face și el tot posibilul, da, să vă fie bine. Și tu îți bagi joc de el? Nu îmi bat, mamă, păi joc frumos, de el. Așa te-am crescut, Vera, gândește-te, uite-te și tu în ce situație mă pui. Uite-te și tu în ce situație mă pui. Măi, trăiește Nicoleto cu povara asta pe suflet. Să-i ascunzi luginerii tu, mizeria asta. Și ceva, mamă, dacă, sper să nu spui nimic, da? Atât am eu pretenția, să nu te duci să-i spui. Că sunt fica ta, te rog frumos. Ține cu mine. Vedem noi cum o îndregem, nu află el, ai văzut tu, fă-te că n-ai văzut nimic. Doamne, ce situație ingrată, Doamne! Vera nu mai are nicio urmă de decență și dovedește acest lucru pe zi ce trece. Însă în prezența lui Ștefan, ea se transformă din nou, oferindu-i acestuia iluzia că este femeia ideală pentru a-i deveni soție. Îmi place cum mă privește așa, serios. Așa îmi dai flutura și mine, mă faci să mă simt bărbat, mă faci să mă simt dorit, mă faci să mă simt apreciat. Face mult, știi? Și m-am gândit să-ți fac o surpriză. Ia, te rog să-mi întinzi mâna. Așa. Și eu care credeam că vine cu inelul. Mă tot taburește cu cercei, cu lănțic, cu brățară. Să-mi dea, domne, inelul, să pot să-i cer divorțul lui Mircea, să plec odată din casa lui mama. Îmi doresc din ce în ce mai mult să avem totul împreună, să mă trezesc în fiecare dimineață lângă ea, să avem copii, să fim o familie. Superbă! Nu mă așteptam, mersi mult de tot. O să mă bucur din plin de ea. S-o porți cu plăcere. Se potrivește cu tot ce am acum. Și să te gândești la noi. Normal, ce ai? Cum să nu mă gândesc la noi? Îmi doresc să trec la capitolul următor cu Vera și am tot dăruit tot felul de lucruri. I-aș fi dat un inel, aș fi vrut să fac lucrul ăsta chiar încă de acum o lună. Însă nu se poate, e o situație ciudată, ea încă este căsătorită. Gata, sunt sigură. Sunt convinsă că Ștefan va fi un soț și un tată nemaipomenit. Știi la ce mă gândesc acum? Cât de frumos o să fie în fiecare zi să mă trezesc cu ochișorii ăștia frumoși care mă privesc. Cât de frumos o să fie în fiecare seară când intru împătuț și tu o să mă privești așa și eu o să uit de orice stres și o să-mi fie somnul foarte liniștit. O să mă gândesc tot timpul la noi. O să mă gândesc că o să facem în așa fel încât să fim împreună cât mai mult. Îmi vine să intru acolo și să șterg pe jos cu ei. Pentru că merită. Cum o să-mi prepar cafeluța dimineața și o să stăm amândoi? Da. Da, bună seara. Dar ce onoare. Ce cauți aici? Dar nu mă chem iubirea, viața mea. Cine-i domnul? Ce cauți aici? Nu vezi cum arăți? Mircea. Stai, domnule. Măi, miroși de la o poștă. Mă, cine? Nu mă chem și pe mine aici? Ce mâncat, ce e aia? Ce e asta? Ce cauți aici? Stau de vorbă. Ce vorbe, mă, la ora să vezi ceasul? Nu cred. Cred că am vedenii. Doamne, ăsta-i Mircea. Și mai e și băut. Chiar nu credeam tot ce îmi spunea Vera despre soțul ei. Însă situația văd că stă mult mai rău decât îmi spunea ea. Cum te cheamă? Numai Mircea? Da, mă bucur că hai să nu facem o scenă. Ce scenă, mă? Cum ce scenă? Tu ești cu soția mea, deci, măi, că scenă, ce scenă? Rezolvă problema. Cum, tu ce cauți aici? O spune ce caut aici? Păi, ce cauți aici? La ora asta? Adică... Rezolvă că suntem într-un loc public. Nu știu ce să rezolvă, adică ce ți se pare că am făcut? Ce faci tu aici cu individul ăsta la ora asta? Stau de vorbă ca doi oameni normali, stăm de vorbă la o cafea dimineața, avem lucruri de discutat. Afaceri. Cum ar fi? Afaceri, ce afaceri? Bă, tu mă iei de prost, mă. Mă, tu mă urmărești? Da, te urmăresc, nu vreau că te urmăresc.
De când și până când mă urmăresc? De când până când suntem într-o relație, soția mea, cum adică? M-ai găsit într-o cameră de hotel? Nu, te-am găsit cu unul, cine e? Nu, ideea e că nu, să nu facem teatru și film într-o... Nu că teatru, tu ești cu soția mea și gata, n-aveați de astea cu mine. Dacă ar fi fost soția ta, probabil era lângă tine. Nu e soția ta... Te-ai băgat în relația mea și tot tu vorbești pe dos? Chiar îmi pare rău că Ștefan a asistat la circul ăsta. Nu-mi doream deloc să asiste la mocirla mea. E clar că nu e prima oară când ăștia doi se întâlnesc. Clar au o relație. Dacă erai soțul ei, era lângă tine acum, nu aici. Mă rog că soț, bă, hai afară, s-o dă ca bărbații, băi, ăsta, dacă ești așa. Bă, nu că te rog frumos. Ce cauți cu ăsta? Cine-i mă ăsta? Stăm de vorbă, efectiv. Bă, du-te și te bate cu altcineva aici, n-ai ce să faci. Cine, mă, cu tine, ce cauți cu soția mea? Ești afară dacă ești bărbat, hai. Nu trebuie să-ți arăție că sunt de bărbat. Bă, hai mă să ieșim din local ăsta, să discutăm altfel, hai. Dacă aș fi avut 20 de ani, probabil că da, aș fi rezolvat această situație cu pumnii. Însă acum am inteligență și am alte metode pentru a rezolva astfel de cazuri. Ștefan, hai să mergem, chiar nu mai suport să mai stau aici, te rog din suflet. Vreau să scap de tine, nu mai suport. Păi și hai să divorțăm, ce faci, te umbli cu tot ce asta, mă? Da, divorțăm, dar nu aici, cu scandal. Păi dacă aici te-am găsit, unde mi-ai spus? Ce să înțelegă, mă? Într-un loc public și n-am înțeles. E un moment strânjenitor, într-adevăr. Însă dacă trebuie să trec pentru Vera prin așa ceva, o să trec, pentru că o iubesc. A avut la ea, vrea să divorțeze. Păi de ce n-ai divorțat până acum? Ce te-am ținut eu? Tu crezi că ăsta te iubește sau crezi că... Ce crezi? Ce crezi că a văzut la tine, mă? Ce crezi că a văzut? Că ești un mare bărbat și frumusețe? Așa, ce-o fi văzut? A văzut că și mai bine vă portofel, mă, băiatule, mă, că al meu e gol, nu mai e, gata. Nu te interesează ce a văzut, cu atât mai mult dacă ai portofelul gol, liniștește-te și nu mai hărțui. Nu mai amenința, pentru că amenda penală costă mult, iar tu n-ai bani. Da, hai. Te rog, hai să mergem. Bine că s-a terminat așa și că nu l-a luat gura pe dinainte pe bețivul de Mircea să mai spună și altele. Toată lumea mi-a spus că m-am însurat să nu iau pasta, că ea vede doar banii mei, dar uite că au avut dreptate. Mircea a iubit-o pe Vera și a crezut în căsnicia lui până acum, când i s-a adeverit că femeia pe care a iubit-o este de fapt o avară și o mercantilă. În cel mai greu încercat moment al căsniciei, Vera a renunțat la Mircea pentru că doar banii au motivat-o în căsnicia cu el, exact același motiv pentru care îl vrea acum pe Ștefan în viața ei. Doar că până la final ea mai are de dat niște explicații din respect pentru mama ei și pentru Mircea, iar Ernest nu se va da bătut până nu va scoate la lumină tot adevărul. Hai, aștept niște explicații. Ascult. Nu e singurul Mircea. Nu e singurul mamă. Ce explicații să vă mai dau? Ce vreți să mai știți? Vera, cât tupeu poți să ai? Cum adică ce explicații să ne dai? De exemplu, dânsul? Dacă nu te doare în cot de maică ta sau de bărbatul tău, poate te interesează de domnul pe care vrei să-l agăți cu atâta eleganță. Da, mă interesează. Măcar dânsului să-i oferi atunci niște explicații. Nu mai sunt fericită deloc. Nu mai îngăsesc niște acasă nici măcar o secundă. Îmi petrec timpul, tot timpul mi-l petrec pe stradă. Încerc să merg cât mai mult la muncă, să plec mai devreme de acasă. Că ce-ai, fată, ce s-a întâmplat? Păi ce să se întâmple? Mirciulică a dat-o în bar. Da, știi că a pierdut firmă. A pierdut tot. Eu a trebuit să vând casa ca să pot să scap de datorii? Păi nu te ajut eu, măsor-mea. Cum? Pe bune? Ne cunoaștem de atâta timp. Păi și cu ce mă ajuți? Simplu. Te bag la mine acolo. Hai să lămurim treaba. Ce se întâmplă până la urmă? Tu minți pe toată lumea? Cum îți permiți să mă aduci în starea în care sunt acum? Tu nu te gândești la mine, așa te-am crescut eu, așa te-am educat? Normal că nu se gândește la dumneavoastră. Pe fiica dumneavoastră o interesează un singur lucru. Banii. Deci, efectiv, nu știu ce să fac. Mi-e greu fără bani, nu pot să stau în sărăcie. Nu sunt obișnuită fără bani, vreau bani, lasă, vreau bani. Lasă, fată, că banii o să faci și singură. Crede-mă. Cum? Bă, încerc să fac chestia asta, dar dă-mi și mie o idee. Cum să faci bani mulți? Te ajută, fată. Deci așa se explică agățatul sau cum? Nu chiar, dar nici să am viața pe care o am cu Mircea. Acum te-a găsit pe tine, tataie. Ce nu? Ți-am spus din localul ăla, eram eu bea, dar nu sunt prost. N-ai vrut să-ți asculți.
Dragul meu, el mi-a permis să-mi iau de toate numai ca să fim fericiți. El mi-o ferea tot. Stai puțin că în 5 minute deja ți-aud alt ton, îți văd altă figură, aud alte chestii. De ce vorbești despre vrăjeli și despre lucrurile acestea că când pot foarte bine gândi că vrăjelile mi le-ai turnat mie? Nu sau e cum? Chiar așa cum pune lucrurile pe tavă. Trebuie să înțelegi că noi doi nu ne mai înțelegem. Păi el puțin. Nu mai luptă pentru căsnicie. Normal că vreau să mă despart. Deci tu te răzbun pe el că nu luptă pentru căsnicie căutând pe altcineva, agățând cum mi s-a sugerat? Nu, dar știi cum s-a comportat. Un sponsor. Nu v-a cerut de conștiință o prietenă comună? Încep să se bada și încep să se lege niște lucruri care nu pică foarte bine. Deci ascultă-mă. Neapărat trebuie să o cunoști pe fata asta. E o fată foarte ok, cum se cade, bună la suflet, mă, este exact ce ai tu nevoie. Crede-mă pe cuvânt. Deci, cum să-ți explic? Este genul ăla de femeie care vine acasă la timp, nu petrece ca alte fete, e familistă, e exact ce trebuie ție. Numai că săraca e în relația asta toxică cu soțul ei, care bea. Păi stai încă, e căsătorită. Da, dar stai liniștit că nu asta e o problemă, o să divorțeze, nu... Dar ascultă-mă puțin. Deci femeia asta este exact ce ai tu nevoie. Aproape că m-am îndrăgostit de ea doar așa, din ce mi-ai prezentat tu. N-ai și tu o poză cu ea, nimic? Lasă că n-ai tu nevoie de poze. O să te duc să o cunoști direct. Așa, blind date? Ca să vezi exact normal. Păi ce să-ți ară poze? Nu, mă, te pun direct în fața faptului împlinit. O cunoști, vezi ce și cum. Ca așa să-ți ară poze pe telefon. Lasă, ce păi hai, aranjează și tu. Îți aranjezi, nicio problemă. Și scumpa ta prietenă, nu ți-a sugerat că are ea un prieten care stă foarte bine din punct de vedere financiar? Eu îți arăt ce posibilități există și ce poți face. Ia, hai, pune-le pe tavă aici. Eu am un prieten foarte bun. Și e om de afaceri. E sacul ăla. Să facă ce? Are foarte mulți bani, crede-mă. Foarte mulți bani. Înțelegi? Și tu ai nevoie de bani. Înțelegi? Tu ai nevoie de un bărbat lângă tine care să te susțină, să te iubească. Și să mă accepte cu ceea ce faci și tu, să așa? Lasă că asta ți-am spus că e doar acum. Ca să rezolvi tu problema cu banii. Bun. Adică cu bugetul. Și să iei la întâlnire cu el. Da, vă fac cunoștință. Tata, dar m-am îndrăgostit. Nu doar banii sunt pe primul loc. Păi și dacă banii nu sunt pe primul loc, de ce te comporți cum te comporți cu familia ta? Pentru că înțeleg că problema aici ar fi. Pentru că s-au dus banii. Sunt chinuită, da. De ce să mă chinui eu ca femeie? Doamne, explicați-ne și nouă, vă rog frumos, că copiii aceștia trăiesc sub acoperișul dumneavoastră. Cu ce e chinuită fiica dumneavoastră? Cu ce ești chinuită tu, maică? Eu îți țin copilul, că-l iubesc, că merg cu el la grădiniță. Copilul? Că mi-am asumat, da? Există și un copil. Nu știai? A, nimic nu știe. Stai nimic că m-ai lăsat fără cuvinte. N-aveam cum să spun chestia asta, pentru că tu ai fi fugit, nu ai fi înțeles. Uită-te un pic la mine. Tu ești în regulă, mai întâi îmi spui că ești în divorț și văd că de fapt nu ești în niciun fel de divorț, văd că doar ai niște toane și mănânci niște bani din familie, îmi spui că e ultimul om de pe lume rău și că ce pace și norocul tău că atunci când l-am văzut, chiar l-am văzut într-o stare în care n-a făcut decât să întărească povestea ta, dar că nu-i chiar un copil. Păi cum mă vrei să începi o relație cu mine și vorbim despre căsnicie, viitor, familie, mai îmi spuneai că vrei să fiu și tătic, să ne creștem copii? Lasă-mă să zicez, Vera, te-ai gândit că ce? Că se va speria Ștefan dacă aude că ai un copil? Da, da, cu siguranță ar fi fugit și nu ar fi înțeles. Ce vine are un copil? Nu ar fi înțeles ce? Serios, hai să fim teatrali. Da, un copil e binecuvântare. Ar fi fugit bugetul. Și fiecare are dreptul să-și facă și viața. Nu aveam și eu dreptul să știu la ce drum mă am? Păi scumpa mea, ca să-ți refaci viața, trebuie să pui punct capitolului pe care îl ai în desfășurare, respectiv căsnicia, mariajul cu soțul tău. Ceea ce nu s-a întâmplat. Cât a muncit amărâtul ăsta să-ți ofere absolut tot și să-ți... Totul pe tava a fost. Erai ca o prințesă. Da? Cam ăsta e adevărul, stimate, domn. Sunt șocat. De ce sunteți am șocat? Am cunoscut pe altcineva și aici este prezentată drept altcineva. Și înclin să cred că maică-sa nu spune, nu minți, ea a minții ca să... Ce, domnule, v-a ajuns cuțitul la os? Nu mai suportați situația? Pardon? Păi cum să suport când... Ființa aia minunată de 6 ani, deci nepoțica mea îmi spune că nu mai simte pe maică sa aproape, că dimineața nu merge la ea domnul Ernest să o mângâie, să simtă și copilul la care o mamă, da?
Iar amărâtul ăsta de Mircea are două joburi. Înțeleg că fiica dumneavoastră are și ea o slujbă, nu-i așa? Da, bineînțeles. Și banii aia unde sunt? Ce faci cu ei? Dar nu te privește pe tine. Cum nu mă privește, mă? Banii mei sunt adică banii mei. Sunt banii tăi, da. Banii lui sunt banii voștri. Normal. 16 ore pe zi lucrezi, vin acasă și tu nu ești niciodată. Asta făceai tu? Am tăcut, ți-ascult povestea, dar unde? Mircea, stai să ne înțelegem. Programul scumpei tale soții se termină undeva pe la 4 jumate. Da, e un program scurt. Eu numai eu muncesc 16 ore. Cum întrebați-vă adică? Ce face în restul timpului. Stau în oraș decât să vin acasă să-l văd pe el. Ce să fac cu el? Ce să vorbesc cu el? Că el trebuie să bea. A, și maică-ta îți crește copilul. Mamă, frumos. Deci nu pe el. Tu ce? Deci nici pe mine. Dar pe fiica ta trebuie să o vezi, să stai cu ea, că asta ți-am spus, copilul are nevoie de amândoi. El are de dimineață până noaptea târziu amărâtul când vine, iar adică, tu ce faci? Nu, doamnă, fiica dumneavoastră s-a gândit să procedeze invers, da? Adică să-și găsească bărbatul cu bani, după care să parcurgă restul etapelor. Da, eu m-am chinuit ca proști și acum ți-l iei paltul, nu? Dar ce să fac cu tine? Ce să mai fac cu tine? Să întreținem copilul, să stăm, să fim o familie, păi, nu să vin noaptea să nu te găsesc acasă, că faci tu tură de dublă, te faci de duci. Fii atent, tu mi-ai promis multe și nu ai făcut nimic. Tot ce ți-am promis, ți-am dat. Ce mi-ai dat? Tot ce ai nevoie, haine, bani, mâncare, case, am vacanțe, tot. Am pierdut casa ca să te scap de datorii. Păi nu am pierdut casa ca să poți să te întreții pe tine mai departe, că trăiam bine mersi cum eram. Nu, ca să te scap de datorii. Ca să suporti cheltuielile tale. Nu ți-e rușine? Da? Și tu umpli cu ăsta. Mama, s-a aliat cu el. Sunt împotriva mea, nu mă vor fericită. Ridică-te de aici și mergi și vezi ce face ea. Mergi pe urmele ei, băiatule. Ce lucrează la farmacie? Ce? Tu de ce ai venit aici? Să faci ce? Te avertizez. Nu te bagi peste el, te rog eu frumos. Și cât de explicită să fiu? Ce vrei să-ți mai spun mai mult de atât? N-aș vrea să treacă informația aceasta nepunctată. Ștefan, ea este și cu șeful mai nou. Nu, te rog, nu asculta! Nu asculta ce spune! Mamă, tu cu cât le-ai plătit perne să spună prostiile astea? Auzi, oamenii ăștia se plâng că n-ai grijă de copil, maică-ta spune că ignor copilul, bărbată te spune da, că... Aveți o bilă albă, da? Se pare că iubiți copiii, nu? Și la deranjează când auzit că am copil. Păi cum să nu te deranjeze pentru numele lui Dumnezeu, da? Adică tu ai început cu sfârșitul, nu cu începutul, da? Dar el spunea că mă iubește, ar trebui să accepte. Păi dar chiar nu ți-e rușine, mă? De ce să nu accepti? Mi-ai spus că mă iubești? Stai puțin, mi-ai prezentat situația la început într-un anumit fel și într-o anumită lumină. Sunt o femeie care are probleme, obidită în casă de soț și care îmi face numai probleme și bea, care nu-și face datoria de soț, nu mi-ai spus de existența unui copil. Păi atunci, dacă îmi spuneai, măcar îmi lăsai mie dreptul să aleg dacă vreau sau nu să continui să te cunosc. Poate că nu eram atât de inconștient să știu că ești implicată într-o căsnicie și să mă bag, deci, și mai ales că era și un copil la mijloc. Putea să fie Ștefan, putea să fie, știu eu, Valentin, George, Mihai, cum o fi, dar bani să aibă. Dacă eu am fost învățată cu mult... Păi nu te-am învățat eu cu mult și când a fost o problemă, ce ai făcut? Ai căutat mult în altă parte. Deci este un motiv să vă neglijați propriul copil? Vrea, dar nu suntem săraci, nu e săracă. Tu ești dusă, fetiță, cu duhul. Noi nu suntem săraci. Du-te în spitale, du-te în comunele la bucate de lume să vezi sărăcie. Ție-ți place extravaganța, e o diferență, să ne înțelegem. Banii mi-au luat mințile și eu vreau să plec de aici, din casa ta. Bun, și copilul? Vreau să-l iau cu noi, e normal. Care noi? Voi, mă? Păi cu el. Care e el? Bă, ce să faci, mă, tu? Mi-a spus că mă iubești, nu mă accepti cu copilul? Eu care cred că e o problemă gravă. Băgă-i mămițile în cap, că ți-am zis vreau să vorbesc cu el de atâtea ori, vreau să mă ascult niciodată. Uite unde s-a ajuns. În ochii copilului tău pe care îl ignori, pentru că asta spune și maica ta și bărbatul tău. Mama s-a aliat cu el. Sunt împotriva mea, nu mă vor fericită. Vor ca eu să tac din gură și să suport o căsnicie nefericită. Să nu râde lumea de mine, da? Care căsnicie, Vera? Care căsnicie? Asta e șoată. Tu mai faci parte din căsnicie când tu ești în lumea ta. Dar tu te mă ia. Dă-mi voie să te întreb ceva. Eu în momentul ăsta n-am niciun ban. Mă iubești? Hai, cum e? Nu am niciun ban, mă iubești? Cum? Te-ai arătat altceva, de ce mă minți? Păi, dar tu de ce mă minți? Nu te-am mințit, am vrut să spun într-un alt mod. Doar că adevărul a ieșit un pic mai devreme la iveală. Și eu am întrumutat niște bani într-un alt mod ca să-ți pun niște bijuterii pe tine. Dar uite, iese adevărul la iveală. Mă mai iubești? Da, normal că te iubesc. Vera! Poți să fii atât de diabolică încât să-mi spui lucrul ăsta în ochi?
din moment ce m-ai mințit și ai spus că ești în divorț și nu ești de fapt în niciun divorț, mi-ai spus că vrei o familie cu mine, cu copii și de fapt tu ai copii cu familia ta! Iar o să divorțez! Eu când v-am spus că putea să fie Mihai, George, oricare altul, doar bani să aibă, credeți că am vorbit degeaba? V-a spus oare întrebarea, Vera a încercat să-și facă un viitor doar cu dumneavoastră sau a încercat în mai multe părți? Nu, te rog, nu asculta! Nu asculta ce spune! Mamă, tu cu cât l-ai plătit pe Ernest să spună prostiile astea? Ce se întâmplă? Ești tu cu cine ții? Din meu, nu ții cu copilul tău, mamă? Ții cu el 11 din beană toată ziua! Aole. Nu-i ofere nimic, nu-i ofere din nimic copilului! Din ce cauză, bea? Care e nebun, motiv? Este nebun! Este nebun! Nici bă, nu accept sărăcia! Mamă, nu accept sărăcia! Poftim? Nu accept că eu nu-l mai vreau. Păi tu ești sărăcia. Aoleu. Tu ești sărăcia că mi-ai mâncat zilele. Păi tu ești sărăcia. Stați puțin să ne înțelegem. Și tu ce mi se întâmplă. Bine, doamnă, stați puțin să ne înțelegem. Cum, ar putea, soțul dumneavoastră să accepte ceva când nu schimbați două cuvinte cu el? Nu-l mai suport. Cum și de ce nu i-ați spus asta? Livrează banii băiete, pe card, atunci era bine. Nu mai suport, nu mai vreau, mi s-a luat, vreau altceva de la viața mea. Dar el nu a văzut că nu mai vrea să mai stau de vorbă cu el, că el toată ziua bea miroase de la o poștă. Ce să vorbesc cu un om care ca invadă? Nu de ce să apare înger, îți dă bani și de-a băut, l-am văzut o dată bea de acum, adică să văd o persoană pe care am cunoscut-o și de fapt altă persoană pe care o văd acum. Nu, și din ce cauză bea, că nu mai are bani. Bă, tu nu te lămă de băutură în locul meu? Tu ce-ai face în locul meu? Că ești bărba ca și mie, ce-ai face în locul meu? Ascultă, te rog. Tu i-ai spus pe eu sau nu am spus bani, mine? Atâta pot să spun, mă mai iubești? Da, te iubesc. Vrei să fugim împreună, să haide facem să familia minunată? Hai, mă fugiți, și ce faci și cu omul ăsta și cu familia ta? Păi și cu șeful, cu șeful tău cum rămâne, nu cel de la farmacie. Cum? Ce? Celălalt șef, nu cel de la farmacie. Cu care șef, mă? Mi se pare. M-a dus un coleg de la serviciu de la farmacie. Bă, dar nebun, mă, la tine, care coleg? Deci nu era individul ăsta. M-a dus un coleg de la farmacie acasă. Poftim, care coleg? Un coleg care o pipă ea, domn. Uite, care mamă, o pipă ea. Mamă, ce faci aici cu mine? Cum, spune adevărul, tine? Ce să facă maică ta? Da? Încetați cu minciunile. Care ești? Care minciuni? Nu ți-e rușine, mă? De-aia am spus lui Mircea. Mircea, de-aia ți-am spus, hă, mama, să s-o urmăresc, să stai cu ochii pe ea. Băi, eu vreau să-ți deschid ochii. Da? Și ce, deci, închiși, uiți. Păi ia-i... Da, închiși de tot. Trezește-te la realitate. Ridică-te de aici și mergi și vezi ce face ea. Mergi pe urmele ei, băiatule. Da, mamă, și ce rezolvă? Ce vrei să faci? Asta trebuie să faci. Te ridici de aici, da? Mergi pe urmele ei, vezi ce face. Și cât de explicită să fiu? Ce vrei să-ți mai spun mai mult de atât? Urmărește-o, băiete, du-te după ea. Du-te după ea și vezi ce face. Ai înțeles? Da? Înțeles. Du-te după ea și vezi. Păi am crezut că el e, că l-am găsit la restaurant, m-am dus după ea, am urmărit-o. Un coleg? Nu înțeleg, Ernest, de ce se bagă în situația asta? Nu înțeleg. Poftim? De ce? Tu de ce te-ai dus să-i spui lui Ernest prostiile astea? Măi, fată, tu realizezi ce ne faci? Că ne-ai nenorocit, ce facem cu copilașul ăla? De ce trebuie să sufere că tu nu ești interesează, doamnă, pe fica, copilul rămâne fica la dumneavoastră mamă. Are alte probleme pe agenda. Ce să facă la mamă? Lume, te rog eu din suflet, că care mamă? Nu știu, Vera, se răzbună mama pe mine că eu nu-l mai vreau pe el, că mă râde lumea, că râd vecinii de mine, ea nu suportă. Vera, mine, și când o să audă... Păi sărăcie, Vera, ești măritată și că ai o familie, că ai un copil, divorțez, că te aduce XYZ la poartă și te pipăi... N-aș vrea să treacă informația aceasta nepunctată. Și când vor auzi vecinii aceia, da, care râd de tine, că tu, cauza mamă, că tu te-ai reorientat profesional, n-o să mai râde de tine? Bye! Bye! Ei, cum a fost? Nu mă așteptam, adică am fost sceptică la început. Ai fost puțin emoționată. Te-am simțit. Da, sunt, îți dai seama, nu sunt familiarizată cu chestiile astea. Însă, dacă n-ai fi fost tu, ce-aș fi făcut eu? N-aș fi ieșit din mocirile asta, creată de soțiorul meu, Mirciulică. Fata, eu te ajut cum pot, ți-am spus. Nu puteam să te las așa. Pe cum se fac banii? Foarte ușor și repede. Hai că vii să distrugi familie. Ești tău frumos să ieși afară. De ce ai venit aici? Asta e discuție de familie. Nu vreau să mai dacă aștept așa ceva. Dacă aș fi primit, Vera, un dolar pentru fiecare dată când am auzit vorba asta, eram multimilionar.
Înțelegi? Te rog frumos să părăsești. Draga mea, nimeni nu distruge familia. Te-ai distrus o singură. Nu, tu ai distrus toată familia. Doi la mână, sunt în casa mamei tale. Nu cred că îți poți permite tu să mă dai afară. Te rog frumos, Ernest. Trei la mână, dacă nu spui tu adevărul și insinuezi faptul că am eu ceva personal cu tine, există cineva care îl va spune. Nu există nimic. Situația asta. Mamă, tu cu cine ții? Nu ți este clar cu cine ține maică-ta din moment ce l-a pus în temă? Cu mincinosul ăsta. Cu mincinosul ăsta. Băi, sărăcio! Apropo de mincinoși. Apropo. Ernest! Ai avut afară, șansa. Ernest! Ai avut gata, șansa ta. Afară! Mamă! Nu ți-e rușine, mă, ce ne faci? Să spun așa ceva! Mă, te potolești! Tu te auzi ce spun? De ce-ți place ție să mă umilești în halul ăsta? Sunt copilul tău până la moarte, mama! Bun, păi tu te umile singură. Singură ți-ai făcut-o cu mâna ta. Bună, Vera. Bună, Ștefan. Ia cine? Bună. O știu, bă, cine? O știi? Ce faci? Ce fără vă spune adevărul? În primul rând vreau să mă prezint. Eu sunt prietena Verei. Sau, mă rog, fosta prietena Verei, pentru că... Care te cheamă? Vera asta mi-a mușcat mâna care a ajutat-o. Da, eu i-am făcut cunoștință cu Ștefan. Nu, Ștefan. Nu, tu nu ai nicio vină. Dumneavoastră a fost un troc. Mai degrabă. Altă mincinoasă. Știi ce face Ștefania? Ce lucrează cu farmacie. Ce? Ia, tu de ce ai venit aici? Să faci ce? Invidioasă ce ești pe mine? Invidioasă? Geloasă mai degrabă. Ce face? Nu lucrează cu mine la studio de adulți. Nu! Să știe toată lumea ce faci tu. Cu ce demonstrezi? Mă... Am nevoie să demonstrez cu ceva? Spune, fetița, adevărul. Nu am ce să zic. Spune că eu te-am ajutat. A venit la mine cu scuza că, domne, uite ce-mi face bărbatul, că m-a lăsat fără bani, că are datorii la cămătari. V-a spus lucrul ăsta? Că are datorii la cămătari? Știai că are o familie? Știai că are un copil? Tocmai asta era problema, că ea a venit la mine cu o poveste lacrimogenă de efectiv eu ca prietenă, că eu o cunosc pe ea din facultate. Am vrut să o ajut. Hai să nu mințim totuși. Până la urmă, da? L-ai prezentat pe Ștefan pentru că Vera e cam făcea ochi dulci iubitului tău. Nici nu știu ce să fac. Sunt cu gândul în 10.000 de direcții. Cu soțul meu nici nu știu când să pun punct. Ui, odată punct și gata. Ștefan nu știu dacă o să mă ceară de nevastă. Nu știu ce gânduri are 100%. Plus de asta, șeful cam face ochi dulci. Stai. Șeful? Da. Nu. Te rog frumos. Nu ce? Nu te băga peste el. Deci el este viața mea, este iubirea mea. Da, e și șeful meu. Băi, te avertizez. Nu te bagi peste el, te rog eu frumos. Promite-mi. Și dacă Ștefan nu mă ia de nevastă? O să te ia. Promite-mi că nu te bagi pe șeful meu. Te rog. Hai bine, promit. Ștefan, ea este și cu șeful mai nou. Draga mea, din momentul ăsta, cred că pentru mine e clar. N-ai nicio dovadă. Păi nu-mi trebuie nicio dovadă, singura mea certitudine că pentru mine este suficient. Îți urez o viață frumoasă. Te rog, suflet, stai. Lasă-mă că nu am de ce să mai stau. Te rog, ascultă-mă pe mine. Nu am de ce să mai stau. Mai ai încă alte două variante în afară de el. Și a treia chiar, auzi. Cum e, domnișoară? Te-am avertizat, trădătoare, fetiță. Te-am avertizat să nu te dai la șef. Păi și ce să-ți fac? Ce cautai cu șeful meu? E o diferență. Îi iubești banii. Îi iubești banii. Nu-l iubești pe el. Repet, putea fi George, Vasile, whatever. Putea să fie oricine, dar nu șeful meu. Am avut discuția asta. Mi-ai promis că nu o să te atingi de el și tu ce-ai făcut, măi? Păi eu am încercat să te ajut și tu ce-ai făcut? Nu, de-aia mă trăgeai de limbă. Să mă sapi de invidioasă ce ești. Invidioasă? Am vrut să te ajut, dacă nu eram eu, ce făceai, mă? Trebuia să taci din gură. Nu-l cunoșteai nici pe Ștefan, nici pe șeful. Trădătoare. Și rămâneai tot cu el. Ce ți-am promis, trădătoare? Știți ce mi se pare? Tu ești, mă, trădătoare. Ce mi se pare mie? Ce o să-l înveți pe copilul tău? Stupefiant? Nu te-am auzit măcar o dată vorbind serios despre fica ta. Păi nu care a ajuns să se plângă mamei tale că îi lipsești, îi lipsește afecțiunea ta. Până la urmă e viața ta, ești liberă să faci cum vrei, nimeni nu te judecă, nu avem acest drept. Nu mai crezi un haos în viața Alexandrei, doar că vrei tu să te răzbuni pe Mircea, ceea ce nu este normal, nu este în regulă.
ce poate ea să facă? Ce exemplu o să fii tu pentru fata ta? Nu e, ai nu mințit, e problema ta, gata. Ai înșelat, gata, ai Vera umblat, mie ajunge dar ce nu vreau trebuie să vorbesc, gata, pentru că de asta sunt gata, aici. Ai fost. Tu ți-ai episcopul. Te rog frumos, părăsește această nu casă. Nu o să părăsesc. O să am o discuție cu mama mea și cu Mircea. Ești în momentul ăsta, ești, ești în casa mea, ce ești. Ce părere o să aibă fica ta când ești. O să crească? Ești. Nu te privește, la revedere. Ești. Da, ok. Pa. Bine. Ești. Pa, pa, drum bun și du-te la timp. Vera, mie mi-a ajuns ce s-a întâmplat astă seara aici. Lucrurile sunt foarte clare. O să-ți dau, nu știu, un răgaz de o lună de zile să te pui pe picioare, vezi ce faci. Dacă Mircea, ce-ți Mircea vrea să bage divorț de tine, sunt alături de el. Și la tribunal o să spun adevărul, așa cum am făcut până acum. Ai înțeles? Am terminat. Iar Mircea, oricând are ușa deschisă la mine, să o vadă pe Alexandru. Este tatăl copilului. Rar întâlnești astfel de situații în care o mamă să-i acorde sprijin și încredere mai mult generelui ei decât propriei fiice. Dar, pe drept cuvânt, din păcate. Pentru că felul în care s-a comportat Vera față de Mircea și mai ales față de fetița ei este incalificabil. Mircea i-a oferit tot Verei și în momentul în care a rămas fără bani, ea a considerat că soțul ei trebuie înlocuit. Deși doamna Nicoleta a tot încercat să le salveze căsnicia, nu a reușit. Dorința de răzbunare îndreptată asupra lui Mircea și goana după bani au afectat-o însă și pe micuța Alexa. Fapt pe care doamna Nicoleta nu l-a putut tolera și pe bună dreptate. De aceea, punând lucrurile în ordinea priorităților, ea a tranșat cu fermitate situația. În primul rând, va avea grijă de nepoțica ei și apoi îl va susține pe Mircea la divorț. Iar în privința Verei, sperăm să realizeze cât de mult a greșit și să-și ia în serios statutul de mamă. Te rog frumos, Daniela, ridică-te! Te rog frumos, Dana, te rog frumos! Te rog, iubita mea! Deci numai din cauza ta s-a întâmplat toate astea. Uite în ce situație am ajuns! Ajunge, Daniela, te rog frumos, potolește-te, nu se poate! Situația nu e prea bună, nu e așa pe roze. Înțelegi ce vreau să spun? Băi, nu mă minți, bă, că te cunosc prea bine, mă, te cunosc de ani, bă. Te-ți place? Astăzi a venit, mi l-am comandat. Wow, stă foarte bine. Eu mi-am certat copilul, luându-ți apărarea. Și uite de unde ai ajuns. Păi, tata, eu am picat la mijloc. Cred că mă înșală, bă. Băi, ce-i cu toată mascarele astea, că nu înțeleg. Nu pot să mă calmez, sunt agitată, fiindcă dintr-o dată așa a văzut că ai venit și a profitat de situație ca să plece. De unde și până unde toate treburile astea? Că nu înțeleg. Pentru că ea are un amant.